Totul s-a întâmplat din neglijența mamei care și-a lăsat copilul nesupravegheat. Femeia a făcut oală cu mâncare și ca să se răcească mai repede, a pus-o direct jos pe pământ. Copilul de 2 ani s-a împiedicat și a căzut peste oala cu mâncare fierbinte. Băiețelul a suferit arsuri pe 24% din suprafața corpului. Micuțul s-a ars pe mâini, picioare, dar și în zona toracică. Copilul se află acum internat la secția de terapie intensivă a Spitalului de Copii Sfânta Maria din Iași.